Bun găsit la o nouă ediție a Dialogurilor Cetății. Vă spuneam încă de la prima ediție că există în jurul nostru oameni care prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt, au ceva de spus. Ceva vreme în urmă am cunoscut o doamnă din Târgu Jiu, de profesie asistent medical, plecată de o bună perioadă de timp în Italia, unde lucrează în domeniul medical. Ce mi-a povestit despre experiența sa italiană, despre sistemul de sănătate, despre cum se lucrează acolo, m-a făcut să-i propun un dialog televizat. Sunt convins că povestea va fi interesantă nu numai pentru cei care lucrează în domeniu, ci și pentru publicul larg. Doamnelor și domnilor, Gorjanca Raluca Popa. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să mă invitați aici ca să pot vorbi orașului meu. Da, asta era o frază de rutină de obicei, dar mă bucur că ai spus-o. Cu multă plăcere, am considerat că ai ceva să spui, am considerat că din experiența pe care ai câștigat-o în țară și în străinătate, poți să spui lucruri interesante, nu numai pentru cei care lucrează acum în domeniul sănătății din România, din Gorj, ci pentru toți telespectatorii. Da, mulțumesc. Hai să venim la aceste studii despre care vorbeam din România, pentru că m-ar interesa cum este școala românească în domeniul sănătății. Școala românească în domeniul sănătății este destul de complexă. Eu sunt din altă generație, am făcut liceu sanitar, generația 87. După aceea, conform legislației europene, am făcut echivalările la școala post-liceală sanitară din Târgu Jiu și pot să fac o comparație cu școlile occidentale. Ne putem alinia cu ei, ba chiar mai mult. În momentul în care mi-am pregătit dosarul și documentele, am observat că noi avem foarte multe ore de practică comparativ cu ei, care este un atu. Poate de aceea ne deschid atât de ușor drumurile în țările lor. Se cunoaște lucrul ăsta în momentul în care încep să profesezi, comparativ acum, România-Italia? Da, se cunoaște, cum să nu? În ce sens, dacă se cunoaște? Dacă simți background-ul și pregătirea? Da. Imediat ce ajungi acolo, diferența dintre ei și noi este că imediat ce ajungi în orice spital sau orice structură sanitară, ți se pune în brațe un set de protocoale și proceduri pe care tu trebuie să le studiezi în termen de o săptămână, timp în care nu poți atinge bolnavul. Indiferent că ești asistent sau medic, această procedură este respectată la sânge, aș putea să spun. Și atunci, după o săptămână, după ce ai citit și ce înseamnă malpraxis, și legislația lor, și codicele lor deontologic pe care în prealabil tu le-ai învățat, codul deontologic și etic, fiindcă am intrat într-un colegiu de asistenți medicali în urma unui examen, reușești să te adaptezi imediat. Tehnicile sunt la fel, numai că procedurile sunt mai un pic mai stricte, trebuie respectate linie cu linie. Deci altfel important răspunzi. Este să respecti regulile. Să respecti regulile și toți românii ajunși în străinătate le respectă foarte bine și ajung chiar mai profesioniști decât cei care sunt autohtoni. Poate fiindcă sunt motivați și din punct de vedere pecuniar, deci sunt motivați și din punct de vedere financiar, sau poate fiindcă, într-adevăr, dacă li se impun niște reguli, se adaptează imediat. Poate sunt stimulați și din punct de vedere competitiv, să arate că românii pot să facă treabă bună în Italia, să-și arate cunoștințele, să-și arate îndemânarea. Nu? Da, ați punctat foarte bine. Sunt stimulați din punct de vedere verbal, în primul rând. Toți șefii de secție și șefele de secție au o pregătire de management în care se pune accentul pe dezvoltare personală. Deci în momentul în care un novice, un nou intrat, asistent sau medic, intră pe o secție, este stimulat prin cuvinte. La orice manevră bună pe care o face sau inițiativă bună pe care o are, îi se spune bravo de 10 ori. Asta îți dă o încredere în tine și un respect față de tine însuți fantastic de mare. Și atunci, în loc să mergi, zbori. Da, e un sistem motivațional care se practică și mai ales în cursurile de management se lucrează foarte mult pe lucrul ăsta cu oamenii, de a-i dezvolta, de a-i motiva, de a-i face să participe cât mai intens și cât mai calitativ la ceea ce, la jobul pe care îl au de făcut acolo. Aș fi vrut să discutăm un pic despre perioada din România, pentru că ai o experiență destul de mare. În România ai lucrat 20 de ani, aici știi foarte bine cum este sistemul la noi. Ai lucrat și în timpurile trecute, în timpul dinainte de Revoluție. Hai să vorbim întâi despre experiența asta din România și pe urmă revenim la experiența italiană.
experiența din România. Am lucrat cu echipe foarte bune și bine pregătite profesional. Pot să spun că sunt mândră de toți colegii pe care am avut în secțiile pe care am avut, de la urgențe, turceni și ambulanță, până la secția de chirurgie, unde efectiv am crescut, fiindcă acolo am intrat la 21 de ani. Și acolo am crescut alături de colegii mei și de medicii care ne-au și format, cu adevărat. Sincer, dacă i-aș lua și i-aș strămuta în orice țară din lume, ar face față cu brio, ba chiar aș spune că ar fi super, la superlativ, toți. Medic, asistent, infirmier. Fiindcă v-am explicat înainte, există niște motivații foarte puternice. Financiarul și verbalul. Este foarte important, care la noi a căzut în desuitate deja. Nu se mai centrează, nu se mai puntează sub acest aspect. Bun, hai să te întreb direct atunci. Ce te-a făcut să pleci din România? Un soț care a rămas fără servici și din acest motiv am avut niște dificultăți financiare. La timpul respectiv acesta a fost motivația. La aproape 6 luni am luat și familia, am cerut recongiungimento familiare, așa se numește sistemul. Procedura legală prin care poți să aduci legal familia în țară în urma unui contract de muncă. Eram extra comunitar la timpul respectiv, alte experiențe. Și acesta a fost motivul meu, dar cred că a majorității care pleacă și în acest moment, indiferent de țara pe care o aleg, este problema financiară, nu pentru aventură sau altceva. Și primirea acolo cum a fost? Primirea a fost foarte normală și călduroasă, ținând cont că noi de-abia reușeam să facem conversație, deci limba italiană nu o stăpâneam perfect. Am făcut o lună de pregătire mai mult individual, după ce am dat examenul și concursul de intrare în Colegiul lor Național al Asistenților, este obligatoriu această procedură. La puțin timp am început să lucrăm în spitalele lor. Studiile ți-au fost recunoscute sau a trebuit să faci o echivalare? Studiile au fost recunoscute de Ministerul Sănătății. Am primit un document, presupun că așa se face peste tot și în Germania și în Anglia, un document de recunoaștere a studiilor. V-am explicat înainte că noi avem ore în plus, chiar cei cu liceu sanitar la care s-a adăugat școala post-liceală, avem mai multe ore decât se cere în Uniunea Europeană. Mai multe ore, mai ales de practică. Deci, automat, după acest recunoștiment, am intrat în Colegiul IPASVI, care este Colegiul Asistenților, Colegiul Național al Asistenților Medicali din Italia. Și jobul pe care l-ai început acolo era la o firmă privată sau în sistemul public de sănătate? Acolo există un tip de firme private, prestări servicii sanitar-medicale, care se numesc cooperative. Noi, plecând cu un contract din țară, am plecat direct la o cooperativă care presta servicii sanitar-medicale la spitalele publice din regiunea respectivă. Automat noi lucram pentru cooperativa care încasa banii de la spitalul respectiv. Eu am lucrat la un spital public. Deci, practic, era o externalizare unor servicii către aceste cooperative, dar cu muncă în sistemul public. Da, și sistem public și sistem privat. Noi, la acel timp, au avut nevoie în sistemul public. Și în prezent este acea situație. Deși acum Italia nu mai are un deficit de asistenți medicali, totuși cooperativele sunt, cred că, principalul și preponderent au ocupat aceste servicii, din păcate. Chiar italienii o spun ei însăși că ar avea nevoie ca aceste externalizări să dispară. Deci să apară dependența cu contract indeterminat de spitalul public sau privat respectiv. Dar din cauza crizei care s-a declanșat, au și ei un pic de probleme în acest sistem sanitar. Cum este finanțat sistemul sanitar în Italia? De Ministerul Sănătății este finanțat și, bineînțeles, de primăria locală. O parte din bugetul de la primăria locală se duce în spitalul public, public din jurisdicția unde se află primăria respectivă. Reformulez, cât de bine este finanțat? Foarte bine este finanțat. Este finanțat foarte bine, fiindcă managerul care conduce acel spital, de regulă este un medic, un director sanitar, nu este cu altă profesie, se uită foarte atent la toate prioritățile și răspunde de tot ceea ce face. Deci are o responsabilitate foarte mare comparativ cu ceea ce se întâmplă în România. Dacă se întâmplă să vină o anchetă și să descopere ceva în neregulă, el își pierde nu numai diploma, dar și libertatea. Deci legea este foarte dură cu astfel de probleme și de cazuri. Au fost cazuri? Știi despre... Da, am auzit întâmplător, fiindcă ziarele mediatizează imediat. Orice fel de malpraxis, orice fel de corupție la nivelul unui spital public sau privat este mediatizat imediat și automat directorul respectiv a și dispărut de pe scena medicală sau, bineînțeles, a managementului privat sau, sau public. Se întâmplă și la ei? Se întâmplă și la ei, desigur, că nu suntem oameni și noi și ei, este normal. Suntem și noi oameni buni și răi și la ei la fel, și oameni buni și răi.
Se mai întâmplă, desigur. Mai ales că directorul nu ia singur aceste decizii. De multe ori, existând în Consiliul de Administrație, mai există și cineva care ia o decizie și îi pune o semnătură, el nu este atent și după aceea el le plătește. Și volumul de muncă în spitalele din Italia cum este, comparativ cu cel din România? Aproximativ egal. Diferența este că au mai puține sărbători ca noi și automat sâmbătă, de exemplu, este zi normală lucrătoare și mai puține sărbători religioase în care se lucrează. Deci asta este o diferență. O altă diferență este că programul este de 6 ore. Tura de noapte, în schimb, este 8 sau 10 ore. Medicilor nu lucrează 24 de ore, niciun caz, nu mai există. Legea a fost abrogată, ei și-au cerut drepturile și cam toți în toată Italia lucrează 8 ore, ture de 8 ore, la fel ca și oricare asistent medical. Automat stresul și malpraxisul și toate problemele pe care le pot avea au dispărut. Pare un sistem ideal, așa se înscrie în zona sistemelor ideale de sănătate? Practic de asigurarea serviciilor pentru sănătate, sistemul italian, este printre cele mai bune din Europa? Este printre cele mai performante pentru faptul că acordă asistență medicală, sanitară, la absolut toată populația, indiferent de venituri sau neveniturile pe care le are. Și pentru mine este un sistem ideal. Este un sistem ideal fiindcă a progresat în fiecare an, deci în fiecare echipă există oameni cu idei care sunt stimulați ca să evolueze mai bine spitalul respectiv, indiferent de secția pe care lucrezi. Și automat se asigură o asistență medicală sanitară mult mai bună la pacientul respectiv. În plus, ai și autostima foarte mare, fiindcă pacientul îți este foarte recunoscător prin vorbe, prin scrisori de admirație, prin mulțumiri și sunt mereu uniți în a spune ce sistem sanitar superb au ei. Dar printr-un pliculeț nu este recunoscător pacientul? Nu există. O punguță de cafea, o ciocolată, o găină, un ou de Paște? Legea este foarte dură, nimeni nu își riscă serviciul sau contractul, a fost introdusă cu mulți ani în urmă înainte de a ajunge noi România acolo. Te adaptezi fiindcă salariul este destul de mare și automat medicul nu are nevoie de așa ceva sau asistentul, nu există această... Nu există nici cea mai mică urmă acolo, nici cea mai mică tentativă de, nu știu, de a... Nu știu, nu n-am auzit. Nu spun așa chiar să se bage medicului în buzunar un pol de euro sau mai mult ca ceva, sigur da. Că dacă este o prietenie între pacient sau familia pacientului și medicul respectiv, medicul poate acordă, normal, logic și uman, o atenție mai mare decât la un pacient normal, dar este foarte discret. Deci este o situație foarte discretă și poate și noi să fim în locul lor, am face la fel, nu? Când ai prietenul sau o rudă sau... Oricine cine în patul acela de bolnav, ești mai atent, mai atent, mai perseverent, mai îl urmărești cu mai multă responsabilitate, poate. Dar poate sunt eu un pic... Bine, asta probabil ne însemnând că pe ceilalți pacienții normali... Nu există să faci diferențe între ei. Superficial sau necorespunzător. În primul rând, toată această educație a personalului sanitar, medico-sanitar din Italia este impusă de legile care au fost de-a lungul timpului schimbate în bine pentru protecția personalului și pentru protecția pacientului. Deci ți se impune de la început un comportament fantastic de profesional față de pacient și rudele pacientului. Acele reguli de care vorbeam mai înainte? Da, acele proceduri și protocoale includ și comportamentul tău etic și deontologic față de pacient și aparținător și rudele pacientului, care sunt foarte dure. În momentul în care un pacient ajunge la birou legal, care înseamnă un birou unde ei pot să depună denunțuri, adică acuzații, se începe o anchetă la nivelul spitalului care de multe ori se termină cu nepracticarea meseriei în acel spital, deci desfacerea unui contract de muncă. Nimeni nu riscă și nimeni nu are nicio motivație să se comporte inadecvat acelui cod etic și deontologic. Înțelegem că sancțiunile totuși sunt foarte dure și au și ei principiul ăsta că frica păzește via și că până la urmă un sistem punitiv strict este unul care dă rezultate. Da. Da, este foarte adevărat ce ați spus. Sunt dese cazurile de reclamații din partea pacienților? Sunt foarte rare, n-am auzit. Deci, nu, sunt foarte rare. Și mai în general se găsesc la nivelul caselor de bătrâni, unde de multe ori, datorită vârstei înaintate a pacientului, la un deces, poate parenții aparținătorii imediat anunță procuratura, bănuind că ar putea să fie o problemă. Dar la nivelul spitalelor nu am auzit. Ce n-am precizat și aș vrea să facem lucrul ăsta acum, că nu este prea târziu, în ce oraș
se întâmplă lucrul ăsta. Deci unde vorbesc la nivelul de Milano, dar, la Milano, da? Dar știu dar și situațiile... E o privire generală asupra sistemului medical italian. Da, peste tot este la fel. Peste tot este la fel. Chiar în alte zone mai sărace ale Italiei sau... Chiar în alte zone mai sărace ale Italiei, deoarece și acolo este un surplus de asistenți și medici și automat pierderea locului de muncă înseamnă un dezastru pentru familiile lor. Italia este inegală, dezvoltat inegală. Sudul este un pic mai sărac decât nordul, deși strigător la cer, sudul este fantastic de frumos. Și are și cele trei ieșiri la mare fantastic de frumoase. Dar este politica lor internă. Nu știu să mă pot pronunța. Dar la nivelul sistemului sanitar și acolo se respectă legea și este la fel de dură ca și în nord. Majoritatea dintre ei migrează neavând un loc de muncă din sud, asistent sau medic în nord. Deci lucrez și mă întâlnesc regulat cu colegi care vin din sud, colegi sau medici care vin din sud, care nu este o diferență între ei. Sunt la fel de afectuoși, la fel de profesionali, la fel de oameni și umani. Am înțeles, vorbim deci despre un sistem bine pus la punct, cu reguli, cu proceduri, cu protocoale, cu acel sistem de management. Ca să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în România, este un standard de management ISO, nu știu cât, 9000. Este un termen ăsta care se implementează și la noi în instituții și care tot așa cuprinde toate protocoalele de funcționare, regulile. Vorbim deci despre niște reguli bine stabilite, vorbim despre un sistem bine finanțat de la stat, vorbim despre medici profesioniști cu simțul datoriei, dar și cu simțul respectării legii, altminteri sunt pasibili de a-și pierde nu numai jobul de la instituția respectivă, ci probabil riscă să-și piardă dreptul de a mai de practică. Practica vreodată. Par condiții ideale de muncă și de a face acest job toată viața. Chiar nu e nimic în neregulă acolo? Chiar nu se întâmplă? Criza asta, de exemplu, cum a afectat sistemul de sănătate din Italia? Criza nu a afectat sistemul de sănătate din Italia. Pot să spun chiar că i-a făcut o favoare. În urmă cu 10 ani, 7 ani, 8 ani, pot să spun, mă repet, nu aveau asistenți medicali. Din această cauză a început marea și migrația asistenților români, care se adaptează mult mai ușor la Italia, datorită limbii și datorită faptului că asemănăm foarte mult. În momentul de față, fabrici închise, uzine închise, foarte multe firme multinaționale închise în Italia, a determinat copiilor să înceapă să facă aceste școli. Și înainte, școlile fiind pustii, acum la fiecare oraș pot să spun că termină aproape 100 de asistenți medicali. Automat, intrarea în spital este asigurată. Fiind cetățean italian, mi se pare logic ca să fie protejați din acest punct de vedere. Și pot să zic că spitalele lor acum chiar abundă, sunt pline de asistenți medicali și străini, pe care nu i-au dat la o parte și tratează la fel, nu există nicio diferență, și italieni. Chiar ai resimțit vreodată faptul că ești român, că ai simțit vreodată în comportamentul lor vreo reținere, mai ales în contextul în care media a abundat în ultimii ani de cazuri chiar urâte în care au fost implicați românii. Ai resimțit vreodată din partea lor un pic de aversiune, așa, hai să spunem, ură sau... Nu. La nivelul spitalului este cu totul o altă lume. Faptul că sunt mai deschiși, noi numim open mind, sunt mai deschiși la minte ca restul locurilor de muncă. Medicii și asistenții se consideră doar o uriașă armată împotriva bolilor, care luptă împotriva bolilor și a morții. Deci în momentul în care intră un medic străin sau un asistent străin în trupa lor, după o perioadă de adaptare în care îl studiază sincer, cu mare atenție, este deja de-al lor, este deja italian de-al lor. Nu am avut astfel de probleme, dar mai sunt cazuri de mobbing la locul de muncă, mai sunt, depinde de fiecare persoană, nu? Depinde cum te-ai prezentat acolo, depinde ce ai cerut de la ei, depinde dacă ai refuzat să te adaptezi, depinde dacă în loc să scoți în afară calitățile tale de profesionist și de om, ai scos defecte. E normal că ei te văd altfel și mai urât și poate se poartă mai urât cu tine. Dar, în general, sunt ușor asimilabili. Imediat intră în colectivul lor.
al italienilor. Sunt de tipul, sunt de tipul corecți, dar reci, sau au și un pic de căldură meridională, așa, de dintă latină? Sunt foarte, foarte afectoși și după o lună de adaptare în sânul lor și după ce te studiază ca persoană și ca profesionist, ești deja de-al lor și nu există să nu te sune, să te cheme, să intri în marea lor familie sau să se intereseze de tine. Mai sunt ai colegi din România, acolo este, unde lucrezi? Este plin spitalul de români. Și medici români, foarte mulți pe anestezie sunt, și asistenții. De fapt, majoritatea spitalelor milaneze pot să spun că au 40% români, fără să greșesc. De multe sunteți ori, o mică armată. Armată acolo, o comunitate serioasă. Vă întâlniți, povestiți, ieșiți la picnic împreună? Da, de obicei cei tineri cu care sunt cu familiile acolo și cu copiii, desigur, cum să nu, au făcut o mică comunitate împreună și cu italienii, deși ei, familiile lor, ies împreună cu românii. Chiar sunt curios să mai cunoască, să guste berea, să guste micii, să guste sarmalele, au devenit chiar specialiști. De multe ori eu am fost part-time în anumite reparturi, în anumite secții, în care colegii mei români învățaseră pe italieni multe din obiceiurile noastre. De exemplu, am lucrat obiceiurile bune, nu alea. Obiceiurile bune. Am fost pe o secție de geriatrie unde pacienții în vârstă învățaseră să cânte Deșteaptă-te române. Este drept că nu, ei nu pronunță ș-ul și ț-ul și le cântau mai deformat, dar am rămas surprinsă că au avut această bunăvoință să învețe ceva de la noi. Dar e fantastic, adică ce... Da, este, văd, vor să vadă numai partea bună, iar restul, ce scriu ziarele și restul românilor sau romilor de origine română, nu le bagă în seamă în spital, la nivelul spitalelor, fiindcă îi consideră că tutto il mondo e un paese, deci toată lumea este o mare țară și trebuie împărțit omul în bun sau rău. Nu în român sau chinez sau italian sau german. Nu, nu au astfel de probleme. Este practic o realitate total diferită față de ce citim în ziare, față de ce vedem la televizor. S-a creat, din păcate, un tip de psihoză și văd și multe reacții și pe rețelele de socializare și pe internet, pe site-uri și comentarii. Au un sentiment, oamenii spun așa, domne, s-a dus aia, ne-au făcut de râs, să uită italienii, că despre ei vorbim cu ochii urâți la noi, suntem tratați. Deci, practic, din ce îmi spui, înțeleg că există o cu totul altă abordare a românului care își face treaba în Italia, care este stimat, prețuit, recompensat pe măsură. Înțeleg totuși că e vorba de un caz special acest sistem sanitar. Dar extinzând un pic raza de activitate, că bănuiesc că ai cunoștințe și în alte domenii, nu? Da, desigur, nu este un caz special sistemul sanitar. Peste tot unde se duc profesioniști, chiar dumneavoastră, dacă veți merge în mass media, veți fi apreciat după o lună de zile pentru meritul dumneavoastră profesional. Deci ei admiră și apreciază și laudă cu mare plăcere românii care muncesc. Este normal acum că, pe de altă parte, românii care nu pleacă cu un contract de muncă, șomerii din România care au situații dezastruoase acasă, este normal că, ajungând acolo, mai sunt fraieriți de diferite persoane, și români și italieni, da? Și rămân la muncă la negru. Asta înseamnă că devii un fel de sclav modern. Nu ai niciun fel de, decât beneficii materiale, nu ai niciun fel de drepturi. Și automat sunt altfel priviți. Este normal că faptul că munca la negru este acum în floare și în Italia îi face pe mulți dintre ei, românii care rămân fără locurile de muncă și fără bani, să devină un pic infractori. Dar cred că ei știu și văd aceste diferențe, fiindcă le-au mai trăit și altă dată. Să nu uităm că Italia are o istorie a migrațiilor în spate. Deci la ei au poposit mereu alte popoare și mereu i-au ajutat. Noi, în schimb, nu le avem, fiindcă la noi nu au migrat. Ne fiind o țară foarte dezvoltată și foarte bogată, cine alegea România? Sperăm pe viitor să ajungem așa. Ei încep să mai vină ușor, ușor acum. Am mai auzit de cazuri de chinezi care mai vin să lucreze la noi. Da. Sunt. Mai vorbim de frații noștri moldoveni care în ultima perioadă au venit destul de mult și la studii și pe urmă au rămas tinerii să lucreze în România. Îmi spuneai că ți-ai luat familia după, da, la 6 luni după ce ai plecat. Cum s-au integrat ai tăi acolo?
s-au integrat destul de bine. Sunt diferențe foarte mari în sistemul de învățământ de la noi și sistemul lor de învățământ. Dar s-au adaptat și cred că le-a plăcut și au trăit experiențe frumoase, care le-au ajutat să se formeze ca adulți. După aceea, întorcându-se în România, au făcut chiar ele singure comparații și... Ele singure fetele. Cele două fete pe care le... Da, da. Au făcut jumătate din liceu acolo și jumătate în România. Dar de ce s-au întors? Au fost niște probleme familiale și au decis că facultățile le vor face în România. Și până la urmă au făcut facultatea aici? Da, da, amândouă. Și nu au intenția de a se întoarce în Italia? Sau nu, deocamdată meseria pe care și-au ales-o de medic nu este căutată în Italia. Deci cu contract de muncă ca și medic. Ambele fete sunt la medicină? Da. Nu vor găsi contract de muncă în Italia. Italia abundă de medici, tot sudul face medicina. Este adevărat că sunt profesioniști și ei, nu putem să comparăm. Ba pot să zic că poate sistemul lor de învățământ medical este un pic mai evoluat decât al nostru, care a rămas prins în vechiul sistem, cu foarte multe materii, foarte multe informații și mai puțină practică. Ceea ce se întâmplă acum în sistemul sanitar din România nu sună deloc încurajator. Chiar în ultimele zile am văzut la televizor chiar niște declarații belicoase, dacă mi este permis să le numesc așa. Se vorbește despre o grevă generală în septembrie, am înțeles că chiar se adună semnături, e pentru asta, medicii sunt nemulțumiți, vor respect în primul rând din partea autorităților, vorbim de niște salarii absolut de mizerie, plecând de la 200 de euro pentru un medic stagiar, din câte am înțeles, salarii mici, finanțare proastă, condiții mizerabile. E un fapt ăsta? Totuși ești de ceva vreme în țară și ai stat de vorbă cu colegii de aici din România. Au perfectă dreptate. Deci salarizarea este inadecvată pregătirilor profesionale și la medici și la asistenți. Răspunderea și responsabilitatea este foarte mare și au perfectă dreptate să se unească și să-și ceară drepturile. Precizez că și italienii o fac. În momentul în care începe o grevă, se paralizează spitalele. Nu mai lucrează nici medic, nici asistent, nici infirmier, nici omul de serviciu. Cum așa? Că doar nu poți să lasă oamenii să moară. Cei care sunt deja internați sunt curați cu grijă în continuare, dar nu se mai primesc internările programate. Deci asta înseamnă o grevă la ei. În schimb, urgențele sunt asigurate, este obligație, dacă nu răspunzi penal. Deci la ei există greve, dar mai mult pe hârtie și sindicatele sunt foarte puternice și luptă enorm pentru salarizările lor. Bun, revenind la sistemul românesc, ai două fete care fac medicina, nu ești îngrijorată de viitorul lor aici? Sunt foarte îngrijorată și opțiunea lor de a vrea să plece în țările germanice m-a dat peste cap, fiindcă este păcat ca un medic să se pregătească și să muncească atât de mult aici ca să ajungă medic, după aceea să facă rezidențiat care este la fel de dificil, și apoi să plece în altă țară, unde este recompensat financiar, dar și recunoscut ca figură profesională. Este mare păcat. De fapt, Germania, Suedia, Danemarca și Norvegia ne fură tinerii medici și America, dar mai mult țările germanice. Ne fură pentru că sunt printre primele țări din Europa în ceea ce privește calitatea sistemului sanitar. Am văzut că în urma unui studiu Olanda ar fi prima țară din Europa, iar România este, am văzut un studiu mai vechi, dar nu cred că s-a schimbat foarte tare ierarhia, undeva pe locul 32 din 33, din câte s-a făcut studiu, adică inclusiv Albania pare asta mai bine la capitolul ăsta decât România. Uite că n-am avut curiozitatea să văd care e chiar ultima țară europeană. Bun, ce crezi că se va întâmpla? Cum se va finaliza tot acest conflict românesc în sănătate? Poți să faci ai curajul unui pronostic? Nu sunt capace să fac eu o evaluare, fiindcă lipsesc de prea mult timp din țară și nu cunosc prea bine realitatea medicală. Mi-aș dori din suflet ca toate cerințele lor să fie îndeplinite și ministerul să înțeleagă că, de fapt, nu protejează o ramură foarte importantă, sănătatea unei populații foarte importantă, nu? Înseamnă longevitate, evoluție, înseamnă totul. Depinde pentru cine.
E importantă. Sigur că pentru cetățeni este importantă. Nu știu cât de importantă pentru stat. Vorbim de o noțiune abstractă. Vorbim de un stat democrat. Deci vorbim de un stat care în principiu trebuie să fie un stat social. Adică să protejeze proprii lui cetățeni. Nu cetățenii protejează statul. Eu zic că întâi statul trebuie să-și asume niște responsabilități și să-și îndeplinească obligațiile. Asta dacă venim la Montesquieu și la un contract social, de exemplu, sau la o asumare. Dar suntem de ani de zile aici, trăim de ani de zile o realitate cruntă, din păcate. Vedem, Doamne ferește, se pare că singurul medicament miraculos din spitalele românești este norocul, șansa. Să ai noroc când ești acolo, că mai mult Dumnezeu cu mila. Asta este o realitate. Nu generalizez. Nu spun că nu exagerez, nu spun că peste tot este așa. Dar cred că în mai mult de jumătate din cazuri se întâmplă așa. Sigur, sunt unități de elită, sunt specialiști de elită, sunt medici care își fac datoria, incontestabil. Este incontestabil. Dar este o mare parte unde nu se întâmplă lucrurile astea. Da, probabil, dar să nu exagerăm. Sunt o grămadă de factori care îi fac să devină așa. Un om care evoluează de obicei este stimulat, mai ales de stat. Am înțeles. Și la noi cu stimularea este mai greu. Da, poate vom reuși noi să mai am avut acum un exemplu. Sigur, acest personaj, domnul Raed Arafat, de care toată lumea vorbește și îl vorbește de bine și de foarte bine, pare că a reușit să schimbe un pic lucrurile, să urnească un pic lucrurile în sistem și să mai dea o rază de speranță sistemului medical românesc. Bine, hai să nu intrăm foarte mult și nici să nu devenim patetici pe subiectul ăsta. Spune-mi, te-ai întors cumva în România temporar? Vrei să revii? Da, probabil în planurile mele de viitor înseamnă și reîntoarcerea acasă definitivă. În condițiile în care copiii ar vrea să rămână aici, familia trebuie să rămână unită. Așa văd eu lucrurile. În plus, am speranța și dorința de a întâlni oameni potriviți ca să reușim să încercăm să facem și noi ceva la nivelul orașului, al județului. Ce și ai vrea poate să faci să ne întorcându-te aici? Bineînțeles că în domeniul sanitar. Bineînțeles că în domeniul sanitar medical. Vom vedea. Deocamdată suntem la bază, la început, proiectele și sperăm să le punem în aplicare în jur de o lună, spui, două. Spui, suntem, sperăm. E vorba deci de un grup de oameni din breaslă, de oameni pe care vrei să-i capacitezi în... Nu, întâmplător oamenii din breazlă nu i-am. Sper să reușesc să-i contaminez cu entuziasmul meu după ce dăm drumul. Oamenii care mă ajută lucrează în sistemul de învățământ, un alt sistem care are dificultăți, nu? Acum în România. Și chiar sunt entuziasmat și plin de altruism și plin de idealism. Deci, practic, ai un program, ai un proiect pe care vrei să-l dezvolți da, în România. Da, da, da. A, n-ai venit așa total nepregătită? Da? Nu, nu. Am mai încercat anul trecut. Deci dar... poți să ne spui în două cuvinte despre ce proiect e vorba sau ce vrei să faci aici? Poate o lăsăm după aceea, după ce deja reușim să-l punem pe picioare, fiindcă nu se știe, știți, nenorocul, ghinionul. Da, am înțeles eu. E și asta o superstiție, să nu vorbești până nu da, se întâmplă. Da, în România orice este posibil, deci automat trebuie să mă păzesc, glumesc. Vom discuta altă dată, când putem să prezentăm detaliat și poate putem să invităm și mulți oameni care la o masă rotundă ar putea să vorbească mai mult decât mine. Am înțeles, cu cea mai mare plăcere, dar trebuie să știm despre ce e vorba, să știm ce mediatizăm, poate ne dăm și noi cu părerea, că tot e la modă dată cu părerea, sau măcar poate dăm o sugestie bună, dar să vedem despre ce e vorba. Mulțumesc mult pentru prezență, sper că oamenii care lucrează în sistemul sanitar din România au aflat câte ceva despre cum este în Italia, poate despre cum ar trebui să se facă. Sunt încântat de tonul tău pozitiv. De asta, practic, când am avut prima întâlnire înainte de această emisiune, am fost încântat de dialogul pe care l-am avut și, repet, de acest tonus pozitiv pe care l-ai și de credința că se poate totuși face ceva în România. Desigur că se poate, cum toți
toți care lucrează în acest sistem sanitar medical doresc o schimbare și toți se vor putea adapta la niște reguli. Deci, automat, dacă apare o idee nouă, sunt convinsă că o vor îmbrățișa cu drag. Atâta vreme cât înseamnă a face bine a celor din jur. Și cum la noi sistemul este foarte deficitar, după cum observați, și pentru adolescenți, și pentru tineri, și mai ales pentru bătrâni care sunt mereu uitați și mereu lăsați la urmă și este foarte păcat, poate vom reuși să mișcăm ceva pentru ei. Mă refer la protecție socială și sanitară. Am înțeles. Ar fi vorbit mai multe, sigur, da. Suntem într-o limită de timp. Mulțumesc, Raluca Popa. Mult succes în ceea ce vrei să faci în România și invitația pentru când acest proiect va fi gata sau va fi pus pe picioare de a-l discuta și probabil de a-l mediatiza. Cu multă plăcere și mi-a făcut încă o dată o mare plăcere că m-ați invitat aici. Mă simt onorată. Cred că societatea are acum nevoie mai mult decât oricând de oameni cum era Luca Popa. Optimistă, cu inițiativă, cu idei și cu o experiență pe care vrea să o pună în valoare aici, unde s-a născut și unde s-a format. Despre cum și ce va reuși, vom vedea. Un weekend plăcut și folositor pe vinerea viitoare la Dialogurile Cetății. Thank you.